Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, acordarea zilelor libere se face de către angajatori indiferent de forma sa de proprietate. Excepție de la aceste prevederi fac acei angajatori care, prin specificul muncilor, desfășoară activitate de utilitate publică sau datorită caracterului procesului de producție sau specificului unității, activitatea nu poate fi întreruptă. Salariaților care lucrează în unitățile sau locurile de muncă supuse situațiilor de excepție, li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, în cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de un spor la salariul de bază, ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Încălcarea de către angajatora acestor dispoziții din codul muncii se sancționează cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei.